Trebuie să pășe că nici nu-l vedem. L-a atacat cineva. Și culoare, la fel ca, ca pământul. Am pornit spre Hinguragoda. Intrarea liberă. Pentru că aici la Polina Ruva costă o grămadă. 30 de dolari, ceva de gen, 25 sau 30, sigur, de persoană. Și ne-a dat un pont foarte bun, tipul de unde stăm, de la cazare. Duceți-vă acolo, e gratis și vedeți cam același lucru. Am dat de porumb fiert. Da. Hello. Hello. Am prins busul spre Hinguragoda, la fix. Păi trebuie să mai luăm unul spre Medigiria. Medigiria, un fel de Medigiria. Nu e Medigiria, e Medigiria. Ne-a lăsat busul undeva și ne-a spus să mergem drept, că o să dăm de templu. Și am intrat pe poarta lui. Am intrat într-o zonă protejată arheologic de câini. Câini. Nu e nimeni în zona asta. Nu există intrare, nu există nimica. Doar trebuie să fii mega ok cu natura. Ha, în față putem să vedem chestiile astea unde pune ulei de cocos.
Uite cum devin după ce... Da, devin negre, negre. Climbing on the top is prohibited. Fără că ți arat pe statui. Există 4 Buddha care sunt îndreptați către punctele cardinale. Aici ar trebui să ne descălțăm. Nu este nimeni în templu, e super mișto, putem să savurăm fiecare detaliu. Se poate observa că nu multă lume ajunge aici din cauza că nu sunt multe ofrande. Wow, ăsta a rămas fără cap. Medigiria Vatageia este un vatadaj. Putem să vedem în dreapta baia ayurvedică. Ayurvedică, medicina veche din plante. Asta e destul de mare, în asta putem intra și noi. Da. Le erau puțin mai mici. Ha. Am respectat tradiția și ne-am descălțat, chiar dacă nu este nimeni. În acest loc suntem doar noi. O, oh, bun pont ne-a dat omul de la cazare. Chiar ne-a zis că e foarte frumos. Wow, wow, ce frumusețe, nu? Cât de Această mănăstire este din secolul 3 și a existat până în secolul 13. Nu se știe cine este cel care a fondat-o. Dar ascundea înainte relicve sacre. Și în zona asta a fost găsită o rocă din secolul 13 care aparținea unui spital. Și se spune că a fost un spital foarte avansat care a existat în această zonă. Și aici sunt 4 Buddha puși în cele 4 puncte cardinale. Hap, hap, hap. Wow, ce frumos e. Arde. Arde, uite cum arde. Mama mea, cum arde. Aici, sau aici, la umbră. Pe aici când ploua, curgea apa. Foarte bine gândit.
A venit un soldat la noi și ne-a spus încălțați-vă că e foarte cald și aici nu mai este templu. Nu mai este templu, aici puteți să mergeți încălțați. Și a zis no English, no English. Am vorbit prin semne, ne-a arătat să luăm astea în picioare, sandalele. Aici un mare semn să nu pui lampioane sau candele. Că mai vin să facă oamenii ceremonii, deci doar acel loc este un templu de ceremonie. Aici e un fel de dagoba veche. Aici se pun ofrandele și după se dă wow, asta chiar din anul 3, nu? Poate, secolul 3 înainte de Hristos, da. Pare. Lacul cu crocodili. Cât de tare e să fii într-un loc fără niciun turist. Căutăm spitalul. Cum arată locul ăsta? Mergem să vedem unde este spitalul. Vechiul spital. Na, oamenii ăștia în perioada aia aveau un loc de rugăciune, un spital, o dagoba. Wow, spitalul! Wow. Aici veneau oameni înainte să se trateze. Asta era loc. Fiecare cameră, cred că era, de exemplu aici intram într-o cameră unde era un cabinet. Băi din plante. Băi din plante. Erau destul de avansate spital în perioada aia. Asta erau camerele de tratament. Aici? Uh-huh. Aici, aici. Și unde stăm noi? Și poate chiar sala de așteptare. Da. Presupun că acoperișul avea din lemn. Se pare că n-am descoperit nici în acest spital secretul nemuririi. Încă mai căutăm. Cutreierăm lumea în lung și în lat să găsim nemurirea sau măcar urme din antichitate despre ea. Ce interesant, locul este destul de mare în față în căprioare. Locul este destul de mare, este fără plată și este foarte bine întreținut. Nu vezi nicio hârtie pe jos. Sunt și niște oameni, gardieni. Care mai fac curățenii. Ia uite căprioarele. Le vezi? Le văd. Au ieșit din jungla. Pădurit, ce?
familia. Nu ai nevoie de safari. Le poți să le vezi într-un parc. Ia uite-le, trec, 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 trec. Alt bow 3 sau body 3. Ne-am oprit să ne luăm un cocos la masa de piatră. Casa din povești. Orezul. Orez cât vezi cu ochii. Alt templu. Și o dagoba în față. Pești. Pentru că sunt din Sri Lanka. Masa de azi. Curry cu cartofi, cassava, banane și pești. O să mor cu 10 ani mai devreme. Ne-am încărcat bateriile și pornim spre Polonnaruwa. Am rog gustările. Picant, picant. Picant, picant. Ne-a lăsat busul. Ne-a lăsat busul între maimuțe. Și eram cu pulpa de banane în mână. Cât face să sară să le fure. Am făcut un mare trip azi cu busul. 2,50 € dus întors. Și am văzut ceva spectacular.